Relațiile moldo-ruse sunt la cel mai jos nivel din ultimele trei decenii din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina, declară șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi. Ministrul afacerilor externe subliniază că nu putem spera la îmbunătățirea relațiilor pe durata acestui război, iar țara va continua reformele și parcursul european în timp ce Kremlinul încearcă să-l deturneze prin intermediul așa zișilor politicieni care, pentru o pungă de arginți sau un avion plin de dolari și euro, sunt gata să vândă viitorul copiilor și viitorul acestei țări. Dacă ziceam, când venea vorba de toți partenerii noștri occidentali, că avem cel mai înalt nivel de relații, păi în cazul Rusiei trebuie să recunosc că avem cel mai scăzut, cel mai jos nivel de relații pe care l-am avut în toți acești 30 de ani. Și acest lucru se explică cât se poate de clar, este rezultatul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. În acest context, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a declarat că Republica Moldova rămâne fermă, oferind sprijinul Ucrainei. Și nu ne vindem sufletul și țara, așa cum o fac diversi trădători care pentru o pungă cu arginți, da, sau un avion plin de dolari și euro care vin ei de la Kremlin, sunt gata să vândă viitorul copiilor și viitorul acestei țări. Contăm foarte mult că instituțiile de drept din Republica Moldova vor acționa din ce în ce mai ferm pentru a reduce, ideal, pentru a elimina această amenințare. Diplomatul nu a dat nume exacte, dar a făcut declarațiile după ce în ultima perioadă structurile de drept din țara noastră au anunțat că au găsit la cărăușii de bani ai oligarhului fugar Ilan Șor sume de ordinul milioanelor de dolari sau euro. Impunitatea de care se bucură unii așa ziși politicieni care, fiind departe de Republica Moldova, pompează resurse financiare aici pentru a destabiliza situația, pentru a ne abate de la cursul nostru de integrare europeană, pentru a corupe alegători, a crea proteste. Președintele comunității Watchdog.md, Valeriu Pașa, susține că în ultima perioadă Kremlinul investește sume colosale în destabilizarea țării noastre. Un exemplu în acest sens, potrivit lui Valeriu Pașa, este evenimentul pe care îl planifică să-l organizeze în data de 9 iunie la Moscova, blocul Victorie al oligarhului fugar Ilan Șor, acesta urmând să adune în același loc mii de persoane, între care 2500 vor fi transportate din Republica Moldova, dar și va fi forțată să participe și diaspora noastră din Rusia. Se pregătește să cheltuiască 4 milioane de euro pe 9 iunie. Haideți să calculăm simplu. 2500 de oameni să-i aduci de la Moscova costă 600 de euro de persoană, cel puțin numai drumul. În afară de asta trebuie încă să-i cazezi, să-i hrănești, să le dai bani de cheltuială și să le dai și un onorariu pentru că se duc acolo. În afară de asta, chiria sălii și multe altele. Iar această sumă impunătoare de bani este cheltuită doar pentru a duce în eroare opinia publică cu privire la pretinsa susținere pe care o are blocul Victorie, spune expertul. Să imite suport pentru acest bloc electoral așa numit creat de Ilan Șor, face doar pentru a avea subiecte pentru agenda publică, pentru presă, să povestească ei că uite au mari susțineri. Persoanele afiliate grupării criminale conduse de oligarhul fugar Ilan Șor, care s-au deplasat la Moscova, unde a fost creat în luna aprilie blocul Victorie, ar fi fost folosite pe post de cărăuși de bani. Aceștia au revenit acasă cu o sumă imensă, ce depășește $1 milion. Banii au fost ridicați în urma perchezițiilor desfășurate, inclusiv la domiciliul acestora și la aeroportul internațional Chișinău, după aterizarea aeronavelor cu care așa ziși curieri au zburat, potrivit autorităților din țara noastră. Condamnat în dosarul frauda bancară, Ilan Șor se ascunde de justiția din țară în Rusia și este principalul aliat al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului, potrivit Serviciului de Informații și Securitate.